Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou episod de Rețete Delicioase. Pentru că urmează Paștele, astăzi vom face ouă încondeiate. Nu le vom vopsi cu vopseluri chimice, ci cu ceva natural, cum ar fi turmeric, ceapă roșie și ceapă galbenă. Acum am ieșit cu Sophie, după ploaie, să culegem frunze, pentru că vrem să facem ouă tradiționale românești, așa cum făceam eu când eram mică, de vârsta Sofiei, cu bunica mea. Este timpul să adăugăm și... Adunăm frunze de salcâm. Într-adevăr, frunzele de salcâm au un model deosebit, iar ouășoarele noastre vor ieși superbe. Frunzele mele preferate sunt cele de trandafir. Bine, noi aici în cartier avem măceși. Asta le foloseam și eu când eram mică. Te-ai înțepat? Da. Trebuie să ai grijă pentru că au țepi chiar și frunzele. Mami, dar ce frunze mai puteți să găsim voi? Cred că am putea să mai găsim frunze de păpădie pentru că ele sunt crestate și vor lăsa un model deosebit pe ouăle noastre. Uite-le! Hai să luăm și frunze de-astea. Într-adevăr, chiar sunt deosebite. Ce formă frumoasă! Wow, cât de tare! Adunăște vie pentru ciorba de miel? Ia, să fiți-a! Mă filme! Vine la tine! Hai să mai stăți vă pute! Ce avem aici? Uite, porile astea sunt două țepite! Într-adevăr! Ia să vedem cum arată! Uitați-vă! Foarte frumoase sunt! Am cules și pentru iepurica al nostru, Susai. E o plantă care are un lăptișor înăuntru și e foarte, foarte bun. Ne îndreptăm spre casă, dragilor. Abia aștept să vopsim ouăle și să le încondeiem cu frunzulițe și florile culese. Abia aștept! Acesta este coșulețul nostru cu frunzulițe. Și cu flori, dacă vezi, puteți să luați flori mari. Puteți să luați flori mari și să rupeți câte o petală și să puneți pou. În drum spre casă am găsit această mini poieniță plină de maci, așa că n-am putut să nu ne oprim, să culegem, să ne facem și noi un buchețel. Uai, cât de frumoși sunt! Doamne, ce culoare superbă! Pentru început trebuie să ne pregătim fiertura cu care vom vopsi ouăle. Așa cum vă spuneam mai devreme, vom folosi foiță de ceapă roșie și ceapă galbenă. Ne trebuie foarte, foarte multă, deci oala aceasta va trebui să fie plină și până să fierbem bine, bine. Plină până sus, exact. Pentru că ne dorim o culoare intensă. Nu vă imaginați că va ieși un roșu intens, va ieși mai degrabă un maro, dar așa se vopsea pe vremuri. Iar noi ne dorim ca acest Paște să fie unul tradițional. În altă oală o să pregătim turmericul, o să punem 3 linguri de turmeric, apă și cu acest mix vom face ouă galbene. Iar acum am pus oala pe foc. Dăm acest amestec în clocot, după care vom adăuga ouăle fierte. Am umplut oala cu apă, iar acum o vom lăsa să fiarbă, când dăm clocot aproximativ 5 minute. După care vom pune ouăle și le vom mai fierbe încă 5 minute aici. Este timpul să tăiem, să urnăm ouăle. Așa că, pentru a urna ouăle, vom tăia șoseta noastră, dresul nostru. Vom tăia bucăți, nu știu, de aproximativ 10 cm. Acum depinde și de dimensiunea oului. Noi, spre exemplu, avem ouă așa și ouă ceva mai mare de gâscă. Eu cred că vreau să pun pentru primul meu ou niște frunze de salcâm. Eu vreau să pun de ăsta. Nu știu cum se numește. Așa, am pus frunza. Acum îmbrăcăm oul în șoseta noastră de nylon. Este timpul să punem și ore. Turmericul nostru este fiert. Și, așa cum a spus Sofie, vom pune ouăle. Sunt curioasă ce culoare va ieși. Cred că or să iasă portocalii la cât de intensă este această culoare. Aici avem și un ou de gâscă. Ia uitați cât de mare este. Imediat o să vă arăt cum este, cât este de mare comparativ cu unul de găină sau unul de prepeliță. Vedeți cât este de mare? O să facem și un ou de gâscă, tot așa cu model, galben, iar restul de
3 le vom face cu culoare roșie. Ouăle noastre au fiert timp de 6 minute, cele de găină, cele de prepeliță 4. Am luat de pe foc oala și vom mai lăsa încă 10 minute pentru ca această nuanță să intre foarte, foarte bine în coaja oului nostru. Am pus fel și fel de frunzulițe pe aici pentru a le face cât mai interesante și mai drăguțe. Acestea sunt de gâscă, acestea sunt de găină și sunt pregătite pentru a fi... Tot de gâscă, exact. Sunt pregătite pentru a fi puse în oala cu vopsea roșie. Este timpul să puneți ouă. Acum că ouăle noastre de prepeliță s-au fiert, este timpul să le facem un masaj cu ulei. Așa că vom pune câteva picături de ulei pe un șervețel și le vom masa așa bine, 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 bine de tot cu ulei. Pentru a le da luciu și pentru a fixa mult mai bine culoarea în coajă. La o primă vedere spune că ouăle noastre nu s-au vopsit absolut deloc în vopseaua cu turmeric naturală. Dar, uitați un ou natural de prepeliță, nevopsit. Diferența este mai mult decât evidentă. Oh my god! Ouăle noastre au început să se coloreze! Doamne, cât de frumoase sunt! În bucătăria noastră miroase a fân proaspăt cosit. Parcă suntem la țară. De ce? De la fânul lui Dilă. Dilă este iepurașul nostru. Am împrumutat puțin fân care miroase superb, superb. Nu vă puteți imagina. Și cu el vom face un pătuț pentru ouăle noastre. Exact aici, în acest coșuleț, vom face un decor minunat pentru ușoarele noastre de Paște. Așa, mami? Exact așa. Ouăle noastre de gâscă sunt gata și ele s-au fiert. Le-am înroșit și abia aștept să tăiem dresul să vedem ce modele au ieșit. Ia să vedem. Da, da, da. Oh my god! Nu pot să cred! Uite cât de frumos este! Este super! Deci nu vine să cred deja! S-a făcut un super model! Oh my god! Cât de frumos! Uite, aici am avut un leuștean! Oh, ce frumos! Ștergem cu ulei! Wow! Acum trebuie să ștergem cu ulei. Trebuie să-i facem un masaj și lui cu ulei pentru a da o culoare mult, mult, mult mai aprinsă oului nostru. După ce le-am făcut masaj cu ulei, este timpul să le ștergem puțin cu un prosop curat. Doamne, deci este atât de frumos! Sincer, în niciun paște nu am avut ouă atât de frumoase și de perfecte. Sophie va tăia și celelalte ouă. Sunt tare, tare, tare curioasă ce modele au ieșit. După cum vedeți, primul este absolut superb. Mai avem încă 3. Nu poți să tai. Nu poți să tai? Te ajut eu? Ia. Ai reușit? Ia să vedem ce model avem acolo. Oh my god, și acolo avem niște artificii superbe! Ia să vedem ce model a ieșit de la frunze. Și ne apropiem de frunze. Aici cred că am folosit frunze de măceș. Ia să vedem. Ia să vedem momentul dezvăluirii. Oh, ce frumos este! Super! Iar aici avem o frunză de păpădie. Ia să vedem. Oh, ce frumos! Deci arată absolut superb.